Salutare, bumicuțe de și bine v-am regăsit la un nou episod din noua noastră serie care se numește Vinerea micuță. În aceste episoade vă voi arăta niște clipuri amuzante și nu uitați să apăsați și voi butonul de like să facem și noi acolo 200-300 de like-uri. Ar fi foarte frumos și hai să începem cu primul nostru clip de astăzi. Bă, clipul ăsta l-am găsit, stăteam pe YouTube, dădeam de scroll și când văd asta. Hai mă, căs! Dă-i! Hai mă! Hai mă, dracu, ce faci? Cum căzut și acei? Ce dracu făcut și la voi, mă? Știa acel moment când nevasta zice, băi, te duci tu la o bere cu băieții, dar nu, băi, desigur, draga mea, desigur, beau doar o bere și vin acasă. 2 hours later. M-auzi, mă, Deluță? Hai, tata, hai, mă. Hai, dă-i! Hai sus! Hai sus, auzi! Hai, mă, dă-i! Hai, Deluță de Marie! Hai, băi, ce faci? Cum găzuceați? Nea, lasă-mă să dor! Nu, că mă o să deschid la bariu. Hai sus! Tata, n-auzi! De, n-auzi, de! Hei, hei, hei! Oh, my God! Hai, ne! Deluță de Marie! Deluță de Marie de izvorul! Wow! Wow! Deluță! Ha, bă, dă-te în pula mea, hai să mergem. Ridică de sus. Săracul de el a căzut în tot căcatul ăla de pe cap. Da, e ok. Îngrășământ, stăta, la stăta în bio. Hai mă, vină cu ala dacă mergi. Hai mă, pula mea, că te mușcă câine aici. Căzut și în pula mea în băligarul. Hai încă o dată, hai! Hai! Hai mă, dă-i că n-ai, iau, da bușile așa. Ai de lu, de lu, de mari, de mari, de mari, de mari, de mari, la valoare, la valoare. Ai tu, oh, lu, să mă. Nu mai voi, gata, stai aici. De anul trecut, n-am mai fost la niciun concert și chiar îmi pare rău, pentru că cu acest COVID, acum nu mai putem să mergem și noi niciunde, frate, nu tu concerte, nu tu distracție, nu tu mare, nu tu nimic. Bine, la mare a fost, dar am stat așa cu morcovelul în fund. Dar uite la ce s-a gândit acest băieți. A luat bă, George, da mă, vin la concert, păi nu bă, frate, că e COVID-ul. Păi nu, stă mă aproape, stă în mașină. Cum adică în mașină? Păi în mașină, păi și cum cântăm? Păi uite așa. Bă, dar dacă era un concert cu frână ăsta, un spectacol, oare cum claxona o mașină? Știu ce moment când te duci la bunici și bunica ta zice, băi, Vari, du-te, mă, și tu cu taxa mare pe câmp că trebuie să s-o faci. A, păi, mama, eu nu pot să sap, că mă dor mâinile. Nu poți, perfect. Am ia câinele să s-o pe în locul tău. What? Nu s-o sape un câine? Păi, uite așa. Bine, câinele să nu sape, dar dă cu sapa în cap unui alt câine. Oare ce se poate întâmpla? Watch out! Headshot! Cum? Ce era că te-au iat apă? La vizia! Putem spune că i-a sparg creierii. Dacă mâncă-i nerea ăla, toată ziua o să dă la stopă.
pentru că ai întors-o pe-n cap. Săptămâna asta mi-a găsit un clip foarte, foarte amuzant. Deci când sunteți voi cu un grup de prieteni la o masă, la o perică, ceva, la un mic și toate astea, și spuneți o glumă, bă, și surprinzător, doar tu râzi. Mi-a frică! Abundă la caca! Clipul ăsta îmi aduce aminte de o glumă pe care i-am zis-o eu lui tata. Eu am râs de mă spart și era, n-a râs deloc. A zis că e bună gluma, dar râs, n-a râs deloc. Și după, și eu după aia am râs 5 minute după ce am spus gluma. Deci, de ce? Și nu în ultimul rând avem aici un clip din Rusia, băgam. De fapt, am vrut să zic că prietenii mei ruși, pentru că mă înțeleg foarte bine cu ei din Qatar, să spunem că tu ești răcit și mama ta sau eu pe tata îți dau un ceai. Dar nu poți să ții pentru că să nu rămână, că ești răcit, ești somnoros, ești să nu rămână acasă. Dar, dacă ești somnoros, faci să tate. Na. Залпом, як чайник. Ну чё, полегче? Охерительная штука. Bă, băiți, cam ăsta a fost clipul de săptămâna asta, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, o să mă chinuiesc să găsesc niște videoclipuri mult mai amuzante pentru săptămâna viitoare. Dacă aveți voi videoclipuri amuzante sau niște videoclipuri stupide la care să râdem de oamenii care au dat niște feluri de râde sau ceva din Rusia, dați-mi pe Facebook clipuri sau pe Instagram, micuțica egrectă și Andrei Daniel pe Facebook. Aștept acolo toate clipurile voastre și dacă îmi plac, o să le pun săptămâna viitoare în clip. Bă, băiți, cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu vă dați apăsa și băi butonul de la să vedem și noi undeva pe la 200-300 de like-uri și foarte, foarte recunoscător. Și cam da, cam să apăsa videoul. Hai, pa, pa!